ziua. Ați fost convocați pentru ședința ordinară din luna noiembrie prin dispoziția primarului numărul 287. Sunt prezenți 14 consilieri locali, 13 fizic, doamna Solos este prezentă online. Ședința se poate desfășura în condiții normale. Supun la procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal, dacă nu, cine este pentru? Bună ziua tuturor! Astăzi, la cea de-a 37-a ședință, cu cel de-al 8-lea mandat al Consiliului Local, avem următoarea ordine de zi. Pe 11 proiecte pe lista principală și 7 pe lista suplimentară. O să dau citire scurt. La punctul 1 avem proiect HCL numărul 175 din 18-11-2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Slănic Moldova. Inițiator primar orașului Slănic Moldova. La punctul 2 proiect HCL numărul 176 din 18-11-2022 privind încheierea unui protocol de colaborare între Serviciul Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvament Bacău și Serviciul de Transport Public Local de Persoane cu subordinea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. La punctul 3, proiect HCL numărul 177 din 18-11-2022 privind aprobarea proiectului reabilitarea, modernizarea și dotarea unui centru comunitar integrat în orașul Slănic Moldova, în vederea contractării și finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C12, Sănătate Investiții, dezvoltarea infrastructurii medicale, prespitalicești, centre comunitare integrate, apelul de proiect EMS 0014, inițiator primarul orașului Slănic Moldova. La punctul 4, proiect HCL numărul 178 din 18-11-2022 pentru aprobarea proiectului dezvoltarea de sisteme proprii de producere de energie din surse regenerabile pentru creșterea gradului de acoperire a necesarului consumului propriu de energie al clădirilor. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. La punctul 5, proiect HCL numărul 179 din 18-11-2022 privind aprobarea temei de proiectare pentru realizarea obiectivului investițional reabilitare, modernizare, dotare clădiri publice, reabilitarea clădirea Centrului Sociocultural și de Tineret Cireșoaia din Slănic Moldova, județul Bacău, inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Punctul 6, proiect HCL numărul 180 din 18-11-2022 privind aprobarea temei de proiectare pentru realizarea obiectivului instituțional, reabilitare, modernizare, dotare clădiri publice, reabilitare, clădirea SVSU Slănic Moldova, județul Bacău. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. La punctul 7, proiect HCL numărul 181 din 18-11-2022 privind aprobarea temei de proiectare pentru realizarea obiectivului instituțional, realizarea infrastructurii pentru biciclete în orașul Slănic Moldova, județul Bacău. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Punctul 8, proiect HCL numărul 182 din 18-11-2022 privind aprobarea temei de proiectare pentru realizarea proiectului de investiții, achiziția de vehicule electrice pentru serviciul de transport public local și a stațiilor de încărcare necesare pentru funcționarea acestora în Slănic Moldova, județul Bacău. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Punctul 9, proiect HCL numărul 183 din 18-11-2022 privind aprobarea temei de proiectare pentru realizarea proiectului de investiții, implementarea unui sistem inteligent, integrat, de management al transportului public pentru creșterea atractivității și siguranței acestui mod de transport în Slănic Moldova, județul Bacău. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. La punctul 10, proiect HCL numărul 184, privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru realizarea proiectului de investiții, actualizarea planului urbanistic general al orașului Slănic Moldova, județul Bacău, format GIS. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. La punctul 11, proiect HCL numărul 185 din 18-11-2022 privind schimbarea destinației imobilului construcție, școala numărul 4, situată pe strada Sărăriei numărul 1, în vederea înființării unui centru comunitar integrat. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Pe lista de proiecte suplimentare avem
la punctul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Slănic Moldova în anul școlar 2022-2023. La punctul 2, proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcții la Serviciul Public de Salubrizare din subordinea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova. La punctul 3, proiect de hotărâre privind completarea și modificarea HCL numărul 145 din 16.09.2022 privind aprobarea implementării proiectului realizarea unui sistem digital de monitorizare și eficientizare activității de depozitare selectivă a deșeurilor, centru de aport voluntar la nivelul orașului Slănic Moldova în cadrul apelului de proiecte PNRR 2022. La punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării diplomei de onoare și plata unui premiu pentru familiile care au împlinit 50 de ani de la căsătorie neîntreruptă. La punctul 5, proiect de hotărâre privind modificarea listei obiectivelor de investiții pentru Serviciul Public Local de Salubrizare Slănic Moldova, anul financiar 2022. Punctul 6, proiect de hotărâre privind acordarea post-mortem a titlului de cetățean de onoare al orașului Slănic Moldova, domnului dr. Busnea Romulus. Și la punctul 7, proiect de hotărâre privind modificarea HCL al orașului Slănic Moldova numărul 163 din 26.10.2022, privind modificarea hotărârii numărul 103 din 26.06.2022, aprobarea acordului de parteneriat cu Agenția Națională pentru Aree Protejate în vederea depunerii cererii de finanțare pentru implementarea măsurilor active din planul de management și pentru elaborarea și implementarea cererilor de finanțare pentru situl Natura 2000 ROCIS 0230 Slănic. Acestea au fost proiectele pentru ordinea de zi de astăzi. Da, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva abțineri avem. Procesul verbal? A fost. Începem cu punctul 1, proiect HCL numărul 175 din 18.11.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Slănic Moldova. Inițiator primar orașului Slănic Moldova. Dacă dacă îmi permiteți, domnul președinte, să salut consilierii locali prezenți astăzi cu toții, doamna Șolotchi de la distanță și ceilalți aici. Mulțumesc pentru prezență. La punctul 1 am primit 300.000 de RON de la Guvernul României și introducem în bugetul local pentru că avem de acoperit niște minusuri și trebuie să le fac exact la asistență socială. Cei mai mulți bani se duc la asistență socială pentru că avem angajații de la asistență socială, asistenții personali în principal și trebuie să le asigurăm resursele și mai acoperim alte zone unde sperăm să închidem anul acesta fără deficit prea mare, având în vedere că a fost un an greu cu utilități, cu toate cheltuielile majorate foarte mult. Vă mulțumesc dacă sunt ceva... Da, mulțumim. Dacă sunt alte discuții pe această temă, dacă nu, supun la vot punctul numărul 1. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, nu. La punctul 2, proiect HCL numărul 176 din 18.11.2022 privind încheierea unui protocol de colaborare între Serviciul Public Județean pentru promovarea turismului și coordonarea activității de salvament Bacău și Serviciul de Transport Public Local de Persoane în subordinea Consiliului Local al orașului Slănic Moldova. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Dacă la punctul 2, în urma discuțiilor de comisii, nu sunt alte discuții, dacă sunt de făcut alte propuneri sau discuții, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abținere. Punctul 3. Proiect HCL numărul 177 din 18.11.2022 privind aprobarea proiectului, reabilitarea, modernizarea și dotarea unui centru comunitar integrat în orașul Slănic Moldova în vederea contractării și finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Resiliență. Componenta C12. Sănătate. Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești. Centre comunitare integrate. Apelul de proiect EMS 004. Inițiator proiectul orașului Slănic Moldova. Prima.
Dacă îmi permite domnul președinte, să, pentru cei care urmăresc materialul filmat, ne propunem ca la școala din sat Slănic, școala numărul 4, cum se numea, unde nu se mai desfășoară cursuri de 5 ani de zile, să amenajăm clădirea în scopul de a face un centru comunitar integrat, unde vor funcționa atât componenta de asistență medicală, îngrijire la domiciliu, cât și componenta de asistență socială și alte structuri care ne ajută pe partea de sănătate, pe partea de social, pentru că avem și foarte multe situații de la abandon școlar, de la persoane care nu-și pot asigura educația copiilor, sănătatea. Și atunci un centru comunitar integrat este și suntem în cele 200 de localități din România care au primit punctajul, am obținut punctajul necesar și am primit posibilitatea să punem acest proiect. Eu sper să fie un beneficiu în special pentru persoanele care au nevoie de îngrijire medicală, de asistență medicală și, bineînțeles, integrarea asistenței noastre de la primărie cu alte structuri de asistență socială, medicală, care există deja. Mă gândesc atât la Crucea Roșie, mă gândesc la Congregația Surorilor Providenței, la alte structuri care activează în localitatea noastră și unde vom crea spațiu necesar. Uitați, acum vin anumite consultații medicale pe care le ținem în sălile de clasă sau în altă parte. Acolo se vor face asemenea spații unde se poate oferi o consultație medicală și, bineînțeles, suntem eligibili pentru instrumentar medical necesar pentru asemenea situații și mă bucur că avem ocazia, sper să finalizăm repede acest proiect. Da, mulțumim. Dacă sunt alte discuții, supun la vot punctul numărul 3. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri. Punctul 4. Proiect HCLE numărul 178 din 18.11.2022. Aprobarea proiectului dezvoltarea de sisteme proprii de producție de energie din surse regenerabile pentru creșterea gradului de acoperire a necesarului consumului propriu de energie al clădirilor. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Da, tot așa, dacă îmi permiteți pentru informare, vrem să punem cât mai multe panouri fotovoltaice. De data aceasta nu mai suntem limitați de aceste studii de luminozitate și vrem să punem pe toate clădirile publice, mai puțin pe școli, pentru că școlile vor primi asemenea instalații odată cu modernizarea lor și acolo vom fi obligați să punem asemenea sisteme și atunci le punem pe săl de sport, pe alte pe seră, pe alte clădiri ale primăriei unde avem posibilitatea. De asemenea, încercăm să vedem cum am reușit să aducem două, chiar trei instalații eoliene pe zona de Cireșoaia, Piciorul Porcului sau pe partea cealaltă, pentru că am cerut studiile de vânt în așa fel încât să vedem dacă am fi potriviți. Ne străduim să găsim cele mai bune soluții pentru energia verde și, bineînțeles, care ne aduce și o economie la bugetul local și suntem și obligați, conform directivelor europene, să implementăm asemenea proiecte. Da, mulțumesc. Alte discuții pe acest proiect, nu? Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abține. Punctul numărul 5. Proiect HCL numărul 179 din 18.11.2022 privind aprobarea temei de proiectare pentru realizarea obiectivului investițional, reabilitare, modernizare, dotare clădirii publice, reabilitare clădirea Centrului Sociocultural de Tineret Cireșoaia, Slănic Moldova, județul Bacău. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Da, avem aprobată finanțarea pentru această clădire. Imediat vom trece la proiectul tehnic și
Sperăm să semnăm și contractul și pentru că vine punctul numărul 6, care înseamnă clădirea SVSU. De data aceasta, la SVSU, am semnat deja contractul cu Ministerul Dezvoltării, Ministerul Fondurilor Europene și avem 5 milioane, aproape 200 de mii de RON pentru această clădire. Foarte repede vom face proiectul tehnic și vom scoate la licitație această lucrare și pentru, ca să nu mai intervin și următoarele puncte care sunt cuprinse în ordinea de zi, au finanțare deja asigurată, rămâne doar să mai semnăm contractele și să trecem la treabă. Este o bucurie pentru mine că în sfârșit avem și noi contracte finanțate din fonduri europene, celelalte fiind de la Compania Națională de Investiții sau din alte surse și este doar un început pentru că deja și Programul Operațional Regional a deschis ghidurile de finanțare și sperăm noi în primăvară să fim eligibili și acolo cu multe proiecte. Este un moment important, dar în același timp este un moment în care începem să lucrăm foarte mult, e un volum de muncă foarte mare în interiorul primăriei și dacă din anumite motive mai întârziem cu un răspuns la o adresă, la ceva, îi rugăm pe cetățenii noștri să ne înțeleagă și pe agenții economici pentru că, vă spun, se lucrează și seara și sâmbăta în așa fel încât să putem livra documentele necesare pentru aceste proiecte. Deja avem constituită prima echipă de proiect pentru SVSU și vom avea 7 echipe de proiect care practic vor acoperi mai mult de jumătate din angajații din primărie, vor avea și alte treburi de făcut în afară de munca pe care o fac zi de zi. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc! Supun la vot punctul numărul 5 pe ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc! Împotrivă, abțineri, nu. Punctul numărul 6, proiect HCL numărul 180 din 18.11.2022, privind aprobarea temei de proiectare pentru realizarea obiectivului investițional, reabilitare, modernizare, dotare clădiri publice, reabilitare, clădirea SVSU Slănic Moldova, județul Bacău. Inițiator primar orașului Slănic Moldova. O să supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, nu. Punctul numărul 7, proiect HCL numărul 181 din 18.11.2022, privind aprobarea temei de proiectare pentru realizarea obiectivului investițional, realizarea infrastructurii pentru biciclete în orașul Slănic Moldova, județul Bacău. Dacă doriți să alte intervenții, dacă nu, supun la vot. Dacă doar o precizare, dacă îmi permiteți, pista de biciclete o să fie doar în, de la pârtia de schi până la izvorul Sfântul Spiridon. E cuprinde doar zona de stațiune și de oraș, urmând ca pe viitor, dacă mai găsim culoare de finanțare, noi am fost limitați de buget în această... Pe unde va fi? Păi va fi pe strada Nemira. Atunci poate au avea și trotuare. Vom traversa la Brutărie, pe podul de la Brutărie și pe Ștefan cel Mare, pe partea de lângă parc și pe strada Nicolae Bălcescu revenim până la Sfântul Spiridon. Da, mulțumim. Supun la vot punctul numărul 6. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul numărul 8. Proiect HCL numărul 182 din 18.11.2022 privind aprobarea temei de proiectare pentru realizarea proiectului de investiții, achiziția de vehicule electrice pentru serviciul de transport public local și a stațiilor de încărcare necesare pentru funcționarea acestora în Slănic Moldova. Inițiator primar orașului Slănic Moldova. Avem în vedere achiziționarea a 2 autobuze electrice și un microbuz electric care împreună cu managementul de trafic să asigure o fluidizare mai bună și, bineînțeles, vrem să ajutăm turiștii să nu mai pornească mașinile de la pensiuni, de la hoteluri, să circule cât mai mult cu mijloc de transport în comun
și datorită poluării, dar mai ales datorită aglomerației care se face în stațiune cu mașinile care vin de la de pe vale, de la pensiuni și din alte părți, dar bineînțeles aceste autobuze și microbuze vor deservi și cetățenii noștri. Avem în vedere să avem curse regulate de la capătul localității până în stațiune și, bineînțeles, toate celelalte dotări, afișaje în stațiile de autobuz și GPS-uri și posibilitatea de a plăti cu cardul și alte facilități pe care tehnologia o oferă la momentul acesta. Da, mulțumim. Supun la vot punctul numărul 8. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abținere, nu? Punctul numărul 9. Proiect HCD privind aprobarea temei de proiectare pentru realizarea proiectului de investiții, implementarea unui sistem inteligent integrat de management al transportului public pentru creșterea atractivității și siguranței acestui mod de transport public în orașul Slănic Moldova. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Dacă doriți alte interpelări, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abținere. Punctul numărul 10. Proiect HCL numărul 184 din 18.11.2022 privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții, actualizarea planului urbanistic general al orașului Slănic Moldova, județul Bacău, format GIS. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Doar o precizare, dacă îmi permiteți, nu are nicio legătură cu planul urbanistic general care este în curs de avizare. Acest proiect urmărește doar informatizarea acestui sistem care ne ajută în special pe noi în primărie pentru a elabora mult mai repede documentele într-un timp scurt, dar și într-o perspectivă după ce se implementează ca cetățenii să-și poată, să poată consulta de la distanță anumite situații privind planul urbanistic general. Deci, practic, îl informatizăm pe banii europeni, bineînțeles, și ne ajută într-o perspectivă la această eficientizarea activității, fără să intervenim asupra a ce am discutat până acum pe planul urbanistic general. Când acest sistem va fi pus în funcție, dacă planul nou urbanistic va funcționa, atunci o să-l punem planul nou, dacă nu, punem planul vechi și la momentul la care toate avizele și îl vom aproba în Consiliul Local planul nou, atunci vom face modificarea în sistemul informatic și toată lumea va vedea unde e intravilanul, extravilanul, funcțiunile zonelor, dacă poți să construiești două etaje, trei etaje, pensiuni, hoteluri, ce înălțime, toate astea vor fi informații care vor fi la dispoziția celor interesați și atunci vom ușura foarte mult munca. Mulțumim pentru precizări. Supun la vot punctul numărul 10. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abținere. Și punctul 11 de pe lista principală. Proiect HCL numărul 185 din 18.11.2022 privind schimbarea destinației imobilului construcție, școala numărul 4, situat pe strada Serăriei numărul 1, în vederea înființării unui centru comunitar integrat. Inițiator primarul orașului Slănic Moldova. Aici are legătură cu centrul comunitar pe care l-ați aprobat mai înainte. Schimbarea de destinație este necesară, având în vedere că funcțiunea clădirii a fost până acum școală, dar având în vedere că nu se învață de atâția ani, este bine să găsim altă funcțiune acolo. Da, mulțumesc. Supun la vot și acest punct. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, nu avem. Mulțumesc. Pe lista de suplimente, la punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Slănic Moldova în anul școlar 2020-2023. Da, dacă îmi permiteți să fac o precizare. 21-22. Avem solicitare de la școală și vă supunem aprobării 100% ce au solicitat, 119 burse, 12 burse de merit, 20 de burse de studiu, 87 de burse de ajutor social. O bursă de merit
este în valoare de 200 de lei, o bursă de studiu este de 150 de lei și o bursă de ajutor social de 200 de lei. Pentru cei care urmăresc materialul. Da, și banii sunt veniți de la ministru. Banii sunt 100% primiți de la... Numai de la... că, conform metodologiei, da, trebuie să treacă pe la OAT și da, e nevoie de și... aprobarea Consiliului Local. Bun. Da, supun la vot acest punct. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, ține, nu sunt. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Salubrizare din subordinea Consiliului Local al orașului Stănic Moldova. Da, înființăm două posturi de cu două ore pe zi, adică adică nu posturi cu normă întreagă, având în vedere că nu găsim tractorist în principal, dar și pentru compactoare, pentru că avem un singur conducător auto de compactoare și are nevoie și de concediu și în anumite situații, și atunci ne-am hotărât să înființăm la Serviciul de Salubritate două posturi, practic să transformăm din post cu 8 ore pe zi în post cu 2 ore pe zi, în speranța că găsim dintre angajații care deja au un loc de muncă să vină să, din interior, dar și din exterior, sperăm să ocupăm aceste posturi pentru a acoperi vârfurile de activitate, în special când avem nevoie să vidanșăm, în special iarna când este zăpadă și avem două tractoare și trebuie folosite simultan amândouă ca să putem dezăpezi repede localitatea. Da, mulțumim. Supun la vot acest punct. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, nu. Mulțumesc. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 145 din 16.09.2022 privind aprobarea implementării proiectului, realizarea unui sistem digital de monitorizare și eficientizarea activității de depozitare selectivă a deșeurilor, centru de aport voluntar la nivelul orașului Stănic Moldova în cadrul apelului de proiecte PNRR 2022-C3-1A. Dacă îmi permiteți să fac o precizare aici, este vorba de platforma aceea pe care dumneavoastră ați aprobat-o, pentru care avem finanțare, unde cetățenii pot duce anumite deșeuri voluminoase în principal, dar și electrocasnice și alte deșeuri. Ni s-au cerut niște clarificări și, bineînțeles, o suprafață mai mare, pentru că este un proiect tip de, pentru implementarea lui și această hotărâre, practic, o clarifică lucrurile în sensul în care să putem face acest centru, care sperăm noi că va aduce un plus pentru cei care vor să, să renunțe la anumite, sunt anumite electrocasnice care, spre exemplu, sunt preluate direct de magazin, pentru că îți cumperi unul nou și predai unul vechi, dar sunt altele, chiar și electronice, televizoare, imprimante, monitoare, care nu au... Noi am făcut de două ori pe an, am făcut o acțiune aici la primărie sau în alte părți, dar acum va fi un centru care va avea un program și lumea va ști că de două ori pe săptămână sau o dată pe săptămână sau în funcție de nevoie vom permite accesul acolo și s-au dus și se rezolvă mult mai simplu, urmând ca firma care este autorizată de statul român să le preia și să le dezmembreze, să le prelucreze, să vină și să le ia odată toate de acolo și suntem și obligați de altfel să facem acest centru de aport voluntar. Da, mulțumim. Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. La punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării diplomei de onoare și plata unui premiu pentru familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Așa cum obișnuim în fiecare an, dacă îmi permiteți, domnul președinte, o să și citesc, poate da, că nu sunt. Sunt 8 familii, Crețu Gheorghe și Moraru Tereza, Harapu Ion și Bâșcă Doina, tot Iosif și Simion Monica, Ceangău Mihai și Dumitru Tudora, Rotaru Petra și Vrânceanu Elena, cel mare Mihai și Crăciun Maricela, Ceangău Luca și Bobeică Silvia, Ababei Francisc și Ardeleanu Maria. Asta este o restanță la punctul 8,
de, pe care trebuie să o rezolvăm. Da, supun la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, mulțumim. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea listei obiectivelor de investiții pentru Serviciul Public Local de Salubrizare Sălin Pondova, anul financiar 2022. Dacă nu sunt alte discuții, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abțineri, nu. La punctul 6, proiect de hotărâre privind acordarea post-mortem a titlului de cetățean de onoare al orașului Sălin Pondova, domnului dr. Buznea Romuls. Până se trece la vot, pentru că se votează cu vot secret, aș vrea să vă spun că anul acesta, pe 17 decembrie, se împlinesc 100 de ani de la nașterea doctorului Buznea. Am vorbit cu băiatul dumnealui și o să fie și un eveniment cu acest cu scopul acesta, dar este important să apreciem pe înaintașii noștri care au contribuit la bunul mers al localității. Domnul doctor Buznea, fiind unul dintre deschizătorii de drumuri în ceea ce privește presa, atât medicală, dar și de altă publicistică din Sălin Pondova, și vă rog să fiți de acord. O să avem poate și alte ocazii. Este important să aducem respect. Mai ales în timpul vieții, dar atunci când nu se poate și după aceea, pentru că rămâne pentru urmașii dumnealor, rămân aceste aprecieri. Placheta și diploma o să îi omânez cu ocazia evenimentului, la care veți fi și dumneavoastră invitați când se va organiza, cel mai probabil pe data de 16. Vă rog să rețineți această dată. Și până se votează, aș vrea, dacă se poate, să reținem și pentru 1 decembrie. Spun asta pentru că se și filmează. Pe 1 decembrie continuăm tradiția de a face o rugăciune pentru înaintașii noștri la Cimitirul Eroilor din Stănic, Moldova. Și, de asemenea, în aceea zi se va binecuvânta și capela mortuară, care este finalizată și pe care o să o punem la dispoziție, să dea Domnul să fie utilizată cât mai rar, dar nu scapă nimeni de această situație. Nu suntem Dacă cineva pentru numărarea voturilor, da. Să mulțumesc. Vă rog, trecem la punctul, la ultimul punct pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al orașului Slănic Moldova numărul 163 din 26-10-2022, privind modificarea hotărârii numărul 103 din 26-6-2022, aprobarea acordului de parteneriat cu Agenția Națională pentru Arii Protejate în vederea depunerii cererii de finanțare pentru implementarea măsurilor active din planul de management și pentru elaborarea și implementarea cererilor de finanțare pentru situl Natura 2000 Roscii 0230 Slănic. O precizare, este vorba de niște clarificări care ne-au fost cerute de către autoritatea de management. Acest proiect este încărcat în MySmith și suntem la etapa de clarificări. Sper să răspundem la toate clarificările pe care ni le-au cerut și să fie aprobat și să îl putem implementa împreună cu Agenția Națională a Ariilor Protejate din România. Da, mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abținere, nu, unanimitate. Cu acestea, ședința de astăzi este declarată închisă.